Salutare, dragi prieteni! Am ieșit un pic în natură și am mai descoperit un tip de ciuperci. Sunt tot un tip de zbârciogi. Se numesc Helvela și bănuiesc că sunt Leucopis. Par a fi o otrăvitoare la prima vedere, dar nu sunt sigur și o să-i căutăm în ghidul de ciuperci, să vedem exact despre ce este vorba. Sunt foarte frumoși. Este o pădure de plop aici. Sunt și niște sarcâmi, dar în principal sunt plopi și stejari. Sunt chiar la drum la o potecuță. Și când ajungem cu ei la mașină și verificăm în ghid, o să vă spun mai multe informații. Sunt foarte frumoși. Acum să sperăm că sunt și comestibili. Pe dinăuntru se pare că sunt ca și zbârciogii, sunt goi. Pălăria este catifelată și zbârcită. Vom vedea dacă sunt comestibili. Oricum îi luăm și revenim. După ce am ajuns la cărticică, prieteni, am găsit destul de mulți zbârcioși din aceștia. Se pare că sunt Helvela monacella. Mai există specia otrăvitoare Helvela lacunoasa, care se mai numește și zbârciogul negru. Dar ce văd aici în cărțulie, piciorul este destul de crestat, nu știu cum să zic, e format din mai multe membrane. Eu zic că 100% este acesta, care este comestibil. Are o atenționare, adică această atenționare este mai mult pentru fierberea termică, prepararea termică, pentru că anumite substanțe pot face rău organismului și atunci trebuie fiert termic și prin tratat termic și prin tratarea termică scăpăm de acea substanță care face probleme. Am găsit destul de mulți astăzi, eu zic 100%, fără niciun dubiu că este acesta. Am găsit și unul care a despărțit piciorul, dar de fapt au fost doi sau știu, categorii nu e acela, deși pare un pic seamănă, dar din ce văd din pălărie, este acesta, are și un pic de alb pe margini, pălăriile sunt un pic, pălăria este un pic unită, deci categoric este același. Acesta pălăria este neagră și în interior. Aici pălăria este albă. Este o distinție specifică. Deci eu zic că l-am găsit pe cei comestibili. Am găsit destul de mulți și cu siguranță o să-i preparăm cu unt. Preparați termic cu unt într-o tigaie, lăsați la scăzut. Un pic de usturoi, or să iasă superb. Avem aici și expertul. Ce zice expertule? Sunt bun sau nu sunt bun? Ia miroase. Ia zi, sunt bun sau nu? Sunt bun. Dacă și-a dat și expertul acordul, atunci totul este în regulă. Cu bine, prieteni, culegeți doar ciupercile pe care le cunoașteți sau sunteți siguri că sunt comestibile. Luați un ghid. Eu l-am cumpărat pe acesta, este, mi se pare, cel mai bun și util. Avem mai multe, dar acesta este extraordinar. Explicații clare,
și ne bucurăm de minunățile naturii. Toate cele bune, prieteni, până data viitoare, să ne reauzim cu bine.